Deci avem într-adevăr două situații, doar două situații în Biblie legate de Pavel, cu Tit și Timotei. Da. Tit în Galatia, Timotei în Fapte. Și observația pe care a făcut-o tata introductiv este adevărată. Datorită faptului că Pavel a avut în misiunea lui două ținte, întâi evreii, apoi neamurile, apostolul Pavel, din pricina lucrării, ca să închidă gura iudeilor, îl taie pe ăsta împrejur. Căci, bă, dar ăsta e din tată grec, dar mama lui a fost iudaică, vezi, e o problemă, și el, ca să le închidă gura, l-a tăiat împrejur. În Galateni este alt context, nu mai este contextul de slujire, ci este contextul de ce? Despre care e contextul galatenilor? Despre ce se vorbește în epistola către galateni? Toată epistola, despre ce? Legat de mântuire. De mântuire. Când vine vorba de mântuire, Pavel zice, credeți că trebuie să vă tăiesc împrejur ca să fiți mântuiți? Nu tăiere împrejur. Da. Gata, nimic. Anatema, cine adaugă altceva. Deci când vine vorba de lucrare, ca să facă colaborarea cu Tit, cu Timotei, mă scuzați, mai ușoară, între evrei, el fiind deja jumătate evreu, atunci îl taie împrejur. Când vine vorba de Evanghelie și de mântuire, este nici vorbă de așa ceva. Și în Galateni spune foarte clar, specifică de ce el face treaba asta. Zice, din pricina fraților mincinoși, strecurași, între noi, care vor să fure libertatea sau slobozenia noastră în Hristos. De asta zice, nici chiar pe Tit nu l-am tăiat. Da? Deci, nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici măcar o clipă, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Deci când vine vorba de slujire, ca să fie acceptat ca slujitor între evrei, evrei având preconcepția asta și prejudecata asta, el îl taie împrejur. Dar este un caz excepțional, Pavel n-a mai făcut cu nimeni așa. Deci a fost un caz excepțional la începutul lucrării, cât timp lucrează între evrei și apoi nu mai face lucrul ăsta. Când însă evrei vin și spun, dar trebuie să vă tăiați împrejur ca să fiți mântuiți, el spune atunci anatemă. Deci apostolul Pavel nu spune, băi, dacă ești jumate evreu, taie-te totuși împrejur. El nu de asta îl taie împrejur. El îl taie împrejur din pricina slujirii. Da. Că avem în primele versete, avem descrise o... Deci tot pasajul ăsta, zic până la versetul 10, sunt mai multe aspecte despre lucrarea lui Pavel. Una, vizând cooptarea lui Timotei, deci ce lucrătorii și lua Timotei, că știți că pasajul antecedent arată despărțirea lui de Barnaba, da? Bun, și el arată că își cooptează pe altcineva, da? După aceea vorbește despre faptul că exista o legătură între lucrarea de misiune a lui Pavel și hotărârea de la Ierusalim, ca asta spune versetul 4, după aia că există o creștere a bisericii, după aia că Pavel în lucrarea lui era călăuzit de Duhul Sfânt. Deci sunt mai multe aspecte ale lucrării de misiune ale lui Pavel și el începe cu cooptarea lui Timotei. Da? Deci e foarte clar că e un context de slujire, că apostolul Pavel nicăieri în toată Biblia nu spune că recomanda evreilor să se taie în continuare împrejur sau celor care jumătate evrei să se taie în continuare împrejur. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Că dacă ar fi fost așa, înseamnă că evreilor în continuare le recomanda să țină sabatul, le recomanda să se ducă la sinagogă și așa mai departe. Nici vorbă de așa ceva. Pe cei ce credeau evrei sau neamuri, Pavel îi punea deoparte și formau adunări locale, conduse de prezbiteri și așa mai departe. Deci acesta este motivul. Motivul este unul de slujire, da? Ca să-l facă mai acceptat. Și spune foarte clar textul ăsta. Spune foarte clar. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că și toți știau că tatălui era grec. Ca să-l facă ușor de acceptat ca slujitor pe Timotei, îl taie împrejur. Asta e una, dar ce e important aici e faptul că spune aici că acolo era un ucenic. Deci el era deja ucenic, fiul unei iudeice credincioase. De tatăl lui nu spune că era credincios, spune numai că era grec, spune originea lui sau etnia lui. Dar spune că mama lui era credincioasă și în epistole vedem că Pavel o recomandă pe mama lui și pe bunica lui, femei credincioase care au transmis, să zic, învățătura corectă, chiar a Vechiului Testament, că ăștia nu aveau Noul Testament, fiului lor, care el a devenit între timp un credincios, un creștin, dacă era ucenic, pentru că spune versetul 2 că frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Da? Și se spune în Noul Testament că prezbiterul trebuie să aibă mărturie bună din partea celor de afară. Și aici frații sunt frații credincioși, nu frații iudei. Pentru că Pavel, am citit în capitolul 14, am studiat, da? Acolo a vestit Evanghelia, erau deja oameni credincioși, erau deja adunări și el a ajuns în adunarea asta Timotei și frații îl vorbeau de bine, da? Și referitor, da, că în același context, spune, pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârea apostolilor
și prezbiterilor din Ierusalim. Adică versetul anterior spune că l-a tăiat împrejur și după aia spune că îi învăța pe ăștia să țină hotărârile prezbiterilor. Evident, pentru că ăsta a fost un caz excepțional. Pavel n-a călcat hotărârile, ci învăța în fiecare biserică hotărârile, aceste hotărâri ale apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Aș spune că chiar ordinea asta pe care o folosește aici, hotărârea apostolilor și prezbiterilor. Apostolii urmau să dispară după perioada asta bisericii, dar urmau să rămână prezbiterii, da? Și hotărârile au fost luate în unanimitate. Și interesant modul în care Pavel vrea să păstreze o unitate între biserici. Toate să meargă în același ritm, să aibă aceleași obiceiuri, să aibă aceeași învățătură, să aibă aceeași practică. Nu una crede una, alta crede alta și așa mai departe, da? Important lucrul ăsta. Deci Pavel într-un fel confirmă în fiecare biserică hotărârile fraților de la Ierusalim. El nu sabotează, își face cultul lui, bisericile lui. Este o singură adunare a lui Dumnezeu, da? Și mai multe adunări locale. Și el, prin fel, confirmarea asta a hotărârilor, ținea în unitate toată adunarea. Și nu la voia întâmplării în versetul 5. Ca rezultat a ceea ce făcea Pavel, ce se întâmpla? Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Și aici este descrisă o dublă creștere a bisericii. Biserica trebuie să crească din două puncte de vedere. Unu, întărire în credință, da? Și doi, o înmulțire. Că după aia spune sporeau la număr din zi în zi. Dar ele merg în ordinea asta. Întâi este o edificare, o zidire personală a adunării și după aceea este un efect în exterior. Dacă biserica nu-i tare în interior, nu va fi tare nici în exterior. Dacă biserica nu are o mărturie în interior, nu are cum să aibă mărturie în exterior. Ordinea e asta. Sunt foarte multe adunări care sunt focalizate pe evangelizare și spraf înăuntru. Și oamenii spun, dar voi ce aveți nou să ne spuneți? De asemenea, nici nu putem investi să devenim așa obezi spiritual, tot băgăm în noi și nu avem niciun fel de interes pentru oamenii din afară. Trebuie să existe un echilibru. Prioritatea asta este, sunt copiii lui Dumnezeu, ei să fie sănătoși în credință, să crească, să se întărească în credință, să se învioreze, să se zidească, să se îmbărbăteze în credință și apoi spune că există o sporire a acestui număr al lor. Dar ordinea este aceasta, e foarte importantă. Deci primul aspect pe care eu personal îl văd în textul ăsta este cooptarea asta lui Timotei, un om cu mărturie foarte bună, care era un ucenic acolo, chiar dacă era provenit dintr-un tată grec, chiar dacă credința el a învățat-o de la maică sa, el este un om calificat, Pavel îl ia, apoi există o confirmare a învățăturilor de la Ierusalim, un lucru important, da? Deci este un fel de mărturisire mică de credință, da? Pavel avea multe învățături pe care le predica. El ia hotările de la Ierusalim ca o mică mărturisire de credință, un sumar. Mă, asta trebuie să faceți. Pe scurt, asta trebuie să faceți. Și el în toate adunările predica sau învăța lucrul ăsta. După aia există o creștere a adunării ca efect a ce se întâmpla. Și de la versetul 6 la versetul 10 avem această călăuzire, aș spune, ciudată a Duhului Sfânt. Nu? Pentru că spune, au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul. Ce ciudat sună. Au fost opriți să vestească cuvântul de cine? Te aștepți să-i oprească oamenii să vestească Duhul Sfânt, să vestească, da? Nu te aștepți ca Duhul Sfânt să te oprească să vestești cuvântul. După aia zice, a doua oară, ajungă misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. A doua oară, tot Duhul Sfânt. A treia oară, au trecut prin misia și s-au pogorât la Troa, noaptea Pavel a avut o vedenie, vedenie de la cine? Evident, de la Duhul Sfânt, el este călăuzit. Deci de trei ori ni se spune că apostolul Pavel făcea lucrarea fiind călăuzit în toate aspectele de Duhul Sfânt. Eu personal nu știu cum a fost oprit de Duhul Sfânt, nu știu nici cum Duhul Sfânt nu le-a dat voie, dar a treia oară ni se dă descrie un mod în care Duhul Sfânt îl călăuzia, da? Că îi se arăta în vedenie și Dumnezeu îi descoperea direct. Evident, apostolul Pavel, care era un om deosebit, un om ales de Dumnezeu într-un mod deosebit, a avut multe modalități, cel mai probabil, în care Duhul Sfânt îi vorbea. Era și proroc, era apostol, avea vedenii, Dumnezeu îi putea vorbi în fel și chip. Dar ce aș vrea să subliniez este suveranitatea lui Dumnezeu în misiune. Pavel nu spunea, păi toți trebuie să audă Evanghelia, toți trebuie, păi, cum adică să nu dea Duhul Sfânt voi? Păi Duhul Sfânt nu vrea să le vestesc Evanghelia. Dumnezeu avea un plan, pentru că apostolul Pavel a făcut vreo trei călătorii misionare și Dumnezeu avea în plan ca el să planteze biserici
și să împânzească lumea cunoscută de atunci de biserică. Și după aia bisericii urmau să-și facă ele treaba lor în cercul lor de influență. Asta e logica faptului că Duhul Sfânt îi oprea. Nu că Duhul Sfânt nu vrea ca ei să vestească la propria Evanghelia, ci că Apostolul Pavel a avut o misiune specială de a se duce și a împânzi Evanghelia în toată lumea cunoscută de atunci. Ceea ce s-a și întâmplat. Dumnezeu are în plan, chiar asta îi spune, l-a ales ca să ducă Evanghelia la neamuri, la împărași și așa mai departe, și Apostolul Pavel nu se putea opri în fiecare sătuc. Dacă te uiți chiar pe harta călătorilor lui Pavel, Pavel s-a dus în orașe mari. El s-a dus în puncte foarte mari de influență, unde îi găsea iudei și oameni temători de Dumnezeu, predica Evanghelia, oamenii erau mântuiți, planta o biserică, punea prezbite, pleca mai departe și tot așa. Ei, ăsta e motivul pentru care Duhul Sfânt nu lasă în anumite locuri, pentru că Dumnezeu, deci Dumnezeu îi face harta de misiune lui Pavel. Dumnezeu îi scrie lui Pavel fișa de post. Nu și-o face el singur, Dumnezeu îl călăuzește. Și cred că este un lucru foarte important, extrem de important, să fii călăuzit de Duhul Sfânt și să nu faci după mintea ta. Eu consider că așa trebuie făcut. Noi considerăm foarte multe lucruri. Și din punct de vedere omenesc ar putea să ni se pară, bă, dar nu vine și la noi la Bitinia, dar ce? În Bitinia, dar noi nu avem nevoie aici. Asta e mintea ta, Dumnezeu are alt plan, are alte gânduri. Acum, dacă vă uitați nouă, Domnul Iisus ni s-a spus să predicăm Evanghelia la orice făptură. Nu putem noi pretinde, Doamne, am visat eu azi noapte că Duhul Dumnezeu zice să nu mai predic Evanghelia. Aici, știți, să spunem tot felul de aberații. Da. Pavel a avut o călăuzire și o misiune specială, o poziție specială, o slujbă specială.